găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii News Express. Alături de noi o avem ca invitată pe doamna Adriana Voicu, directorul Liceului Tehnologic Grigore Cemoisil din municipiul Buzău. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc pentru asta. Bună ziua, bine v-am găsit. Mă bucur să vă revăd. Asemenea. Doamna Voicu, care este noua ofertă educațională a Liceului Tehnologic Grigore Cemoisil din Buzău, adresată absolvenților de gimnaziu pentru acest an școlar? Pentru anul școlar 2021-2022 avem noua ofertă și în același timp ofertă de tradiție, pentru că deja sunt niște ani în care ne-am specializat așa în anumite domenii și dacă am văzut că merg bine, le continuăm. Și anume pentru clasa a noua avem 4 clase de liceu de zi. Prima, cea mai căutată, să zic așa, este cea din domeniul producție media, cu engleză intensiv. Și, așa cum am spus în nenumărate rânduri și spun în continuare, suntem singurul liceu tehnologic care avem acest program de engleză intensiv și asta îi ajută foarte mult pe copii. De asemenea, avem pe domeniul electronic automatizări, tehnician în operator telematică, care iară este cu engleză intensiv și care iară este un domeniu ofertant, pentru că în zilele noastre electronica cumva este în topul preferințelor și în topul necesităților. Și avem două clase pe domeniul electric, electrician în instalații electrice și electrotehnist. Acesta este domeniul de, cum să zic, din totdeauna de tradiție al liceului nostru. Iar pentru profesională, pentru învățământul profesional, avem o clasă de învățământ profesional dual, unde iară suntem singurul liceu tehnologic care pentru anul următor am reușit să propunem clase de învățământ dual. Și este foarte important pentru copiii să știe că acest învățământ profesional este ofertant. Noi avem domeniul mecanic struncar și domeniul electric, electrician, exploatare joasă tensiune. Două domenii foarte căutate pe piața muncii, operatorii economici cu care avem parteneriate, contracte de practică, sunt pe de o parte încântați de copiii noștri care sunt serioși și își fac treaba acolo la locul lor de muncă, ca să zic așa, sau la viitorul lor loc de muncă. Pe de altă parte și copiii sunt încântați pentru că primesc burse, în afară de bursa de la stat, primesc și bursa de la angajator, tot felul de facilități, tot felul de premii și de oportunități, dacă evident și ei demonstrează că le merită. Evident. Care este numărul de locuri la aceste specializări? Câte 24 de locuri pentru fiecare clasă, conform noii reglementări legale. De asemenea, avem și clasă de seral, cu a 11-a seral, tot pe domeniul electric, pentru cei care și copiii noștri continuă studiile, cei din învățământul profesional își continuă studiile liceale la seral, pentru că așa pot să fie cumva și angajați și să-și definitiveze și studiile. Iar pentru cei care nu au suficiente, nu au sprijin financiar, avem și clasă de post-liceală pe domeniul electronic automatizări, tehnician în aparatură electromedicală. Iar este un domeniu nou. Da. Este primul an este acesta, următorul va fi al doilea an când școlarizăm. Și este foarte interesant. Eu recunosc că eu, profesoară de engleză, mai mă duc pe la ei și văd ce mai fac. Bănuiesc că sunt foarte interesați de acest... Sunt interesați curs. Pentru că în județ este o singură firmă care ne ajută și cu practica și care are nevoie de ajutor, ca să zic așa, pentru că nu este personal suficient pentru a repara toată aparatura medicală cât este în județ. Și slavă Domnului că este. Și slavă Domnului că este, da, într-adevăr. Dacă putem spune astfel, da. Și pentru cei care deja sunt angajați, pentru oamenii care au cel puțin 3 ani de lucru în domeniul electric, avem o clasă de maestri,
mașini și aparate electrice. Deci, practic, am avea angajați, totul e să aibă și unde să meargă. Da. Pentru da. Că știm foarte bine cum este piața de muncă, mai ales în prezent. Dar, din câte mi-ați spus dumneavoastră, toate aceste cursuri, toate aceste clase sunt mulate oarecum pe cerințele de pe piață. Bineînțeles, pentru că noi nu cerem să școlarizăm pe un anumit domeniu care n-are viitor. Care n-are viitor și în afară de asta cerem să școlarizăm doar acolo unde agenții economici, unde operatorii economici ne cer forță de muncă. Și atunci dacă ei ne cer, este clar că și noi putem să îi asigurăm pe copii, pe viitorii angajați că și, pe au, și pe părinți, da? Că au unde să muncească. Asta este important. Părinții, important este să foarte înțeleagă. Foarte important sunt părinții. Chiar voiam să vă întreb, din cauza acestei pandemii, credeți că familiile vor juca un rol și mai important în comparație cu școala? Familiile nu că vor juca un rol și mai important. Familiile sunt totul în momentul ăsta, când copiii nu sunt la școală. Așa cum este atmosfera în familie și ideile care, cu care pleacă din familie, cu astea vor veni la școală când vor veni. Dacă familia nu îi canalizează corect, cu siguranță noi vom avea mult de muncă. Pentru că acum suntem departe de ei, oricât de mult am încercat să-i ținem aproape, prin, eu știu, tot felul de activități la distanță, nu au același impact ca atunci când îi ai pe copii față în față și poți să-i vezi dacă sunt mulțumiți, dacă nu sunt, dacă ce idee năstrușnică mai au în ochi, da, le citești toate sentimentele și știi cum să te porți, așa. Este foarte greu pentru noi să gestionăm da, e o barieră creată. Lucrul ăsta. Da, da, din într-adevăr. Păcate. Și atunci părintele trebuie să vină în sprijinul nostru care suntem departe și să facă ce trebuie acasă. E greu și pentru părinți. Este. Foarte greu este și pentru părinți. Unii dintre ei poate sunt chiar copleșiți. Da, cu siguranță, mulți. Pentru că mulți. E destul de dificil. Spuneți-mi ce planuri de viitor aveți pentru școala pe care o conduceți? Planuri de viitor avem multe, să vedem ce putem face în condițiile date și ce ne mai așteaptă. Da. Într-un viitor foarte apropiat vom pleca în practică în Spania. A, bun. Copiii de clasa 11-a de la toate specialitățile merg acum la începutul lui iunie, primele 3 săptămâni, 2 serii și apoi ultima săptămână din iunie și primele 2 din iulie, a treia serie, la practică în Valencia. Am făcut deja toate documentele, am demarat tot, biletele de avion sunt luate, copiii cu documentele pregătite, profesorii sunt vaccinați. Am înțeles. Copiii vor fi testați. Aha. Pentru că neavând toți 18 ani, nu. Evident. Și trebuie și acordul părinților. Și trebuie și acordul părinților, da, dar atâta timp cât îi primesc cu teste, este în regulă. Ce perioadă? Pe ce durată va fi? 3 săptămâni va fi stagiul pentru fiecare clasă. Da, o experiență inedită. O experiență inedită. Ar fi trebuit să plecăm un pic mai devreme, dar pentru că în Spania au fost lucrurile destul de tulburi, acum s-au liniștit, am amânat în așa fel încât să fie totul în regulă și să ne trezim că avem probleme. Copiii sunt, abia așteaptă tot timpul, ne întreabă, dar când plecăm? Când plecăm? Stați un pic că plecăm, dar pentru că deja acolo angajatorii ne-au asigurat că au pregătit tot ce le trebuie. Tot ce le trebuie, spațiile de instruire, absolut tot și că nu vor fi probleme. Iar suntem norocoși pentru că sunt domeniile în care încă se lucrează. Asta e bine. N-aș crede că acestea vreodată vor seca. Tocmai. Sincer. Tocmai. Sunt în permanență o sursă de angajare. Exact. Nu? Și aici depinde de angajator până la urmă ce își dorește. Corect. Cu adevărat. Și toată dezvoltarea nu se poate face fără electronică, fără domeniul electric. Că tot vrem să fim în era tehnologiei și mai mult ne dezvoltăm. Bun, acesta este unul dintre planurile de viitor. Altul? Altul, în perioada aceasta tulbure, am încercat cumva și vom încerca, de asta este și o actualitate, dar și un plan de viitor, să rămânem cât mai aproape unii de alții.
elevi, părinți, profesori. De aceea am demarat, vă spuneam într-o emisiune anterioară, de un principiu pe care încercăm să-l implementăm, care se numește Școala care ascultă. Aha, da. Și să învățăm cumva să ne ascultăm între noi, și noi profesorii între noi, dar și pe părinți și pe elevi și ei între ei, și ei să fie deschiși și să vină să ne spună ce probleme au. În acest sens am făcut o primă întâlnire cu elevi, părinți, profesori, coordonată de o doamnă care cu asta se ocupă, care face profesorii fericiți, chiar are un program internațional care interesant. Se numește Profesorii Fericiți. Da. Și care ne-a arătat că, de fapt, în toată nebunia asta, noi suntem fericiți pentru că avem niște lucruri pe care alții nu le au. Că avem încredere unii în alții, că ne avem unii pe alții, că suntem deschiși, că elevilor nu le e frică să vină să ne spună ce nemulțumiri au și că noi facem tot ce putem în așa fel încât să îi facem să se simtă bine. La fel că profesorii sunt deschiși și față de părinți, care au și ei problemele lor multe și vin și ni le spun nouă și ascultăm și încercăm să-i ajutăm în educarea copiilor, da, dumnealor. Iar ca următor pas, chiar este în curs un concurs. Ah, interesant. Care se numește Suntem cu toți în aceeași barcă, în care avem echipe de profesori, elevi și părinți, care vor, în urma discuțiilor și a, mă rog, lucrului așa în echipă, chiar și în, la distanță, vor realiza un filmuleț de maxim 5 minute, un video, în care să ne spună cum, cât de bine se simt ei în echipă, cât de bine se simt ei în școală, și că doar împreună putem să depășim perioada aceasta așa de complicată. Da, din păcate. Și am avut plăcerea și onoarea să-l avem alături de noi în acest concurs pe Andrei Roșu, care ne-a făcut un filmuleț așa de prezentare, ca de să prezentare, vedeți cam cum ar fi. Da, 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 de început de concurs, de demarat, și care la sfârșit va veni să le vorbească echipelor din care s-au înscris în concurs și care vor și câștiga. Ce înseamnă să-ți depășești limitele, ce înseamnă să ai încredere în tine, ce înseamnă să crezi că poți să faci lucruri, chiar dacă încă nu le știi. Să te cunoști. Să te cunoști foarte bine, da, pentru că el este unul dintre românii care au demonstrat că pot să facă lucruri, chiar dacă, de exemplu, nu știa să nuate, dar în 3 ani a învățat să nuate și a traversat canalul Mânecii în nori. Ah, bun, deci mai am speranțe. Da, interesant. Și a depășit permanent limitele și a avut încredere. Da, și asta atunci contează foarte mult. Da, da, da. Și atunci am... Și câte echipe s-au format până acum sau încă nu? Încă suntem în perioada de a forma, doar am demarat, am transmis mesajul elevilor, părinților și profesorilor. Evident că invitația trebuie să vină din partea elevilor, pentru că ei sunt pionul principal. Evident. Da? Și atunci avem câteva echipe, dar încă suntem în perioada de înscriere și mai așteptăm. Și asta este o modalitate de a-i ține apropiați. Interactivă. Și în perioada asta de vacanță, care este un pic bulversantă pentru toată lumea. Întreg an l-a fost bulversant. Întreg an, nu mai spun. Da. Cât de bulversați au fost. Și noi. Da, toată lumea, de fapt, toată ce să lumea, mai trebuie da, să recunoaștem. Spuneți-mi, care este cea mai mare satisfacție a dumneavoastră în calitate de profesor, dar în calitate de director? În calitate de profesor, cea mai mare satisfacție este atunci când foști elevi, acum oamenii în toată firea cu copiii de mână, se întorc la școală, așa, nu în fiecare an, dar la 2-3 ani vin pe la școală și te vizitează și spun: doamna dirigintă, ce bine că vă văd, sau doamna profesoară, știți că așa de mult mi-a trebuit engleza la facultate, că dacă nu învățam de la dumneavoastră, nu știu cum mă descurcam. Și atunci când vezi că după ani și ani nu te uită copiii și vin, m-am spus, copii care deja nu mai sunt copii. Așa este, da, așa este. Și vin și îți mulțumesc pentru ce ai însemnat tu 4 ani de zile în viața lor.
Asta e menirea ta de profesor. Da, și asta e cea mai mare satisfacție. Și asta e cea mai mare satisfacție, exact. Iar ca director? Iar ca director... Al acestei școli, evident. Când vin diversi foști profesori sau foști elevi sau oameni care nu te-au văzut niciodată, dar care au fost cândva elevii școlii în anii 70, 80, 90. Așa. Și vin să-i spun, Doamne, dar ce s-a schimbat școala, dar ce frumos e, dar ce interesant, da? Când văd schimbările în bine care... pe care poate că eu, sincer, câteodată nu le văd. Adică mie mi se pare un lucru normal ceea ce fac, că de-aia sunt acolo să fac niște lucruri, dar alții le percep ca o schimbare în bine. Asta e foarte bine. Mă bucur. Este o bilă albă. Da, este o bilă albă, da. Cât de mare este, vi se pare, diferența dintre a fi profesor și a fi director? Nu știu dacă e o diferență, pentru că și directorul e tot profesor. Și da, dar... directorul nu trebuie să uite că... el se va întoarce la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, printre colegii de cancelarie și printre mai mulți copii, că într-adevăr acum nu ai multe ore la clasă. Dar pe de altă parte, dacă tu ca director ești scorțos, cu siguranță lucrurile se distanțează și nu este în regulă. Adică trebuie să fii la fel de apropiat cu copiii, chiar dacă nu îi ai la clasă, la fel de deschis cu colegii, chiar dacă poate nu îi vezi în fiecare zi. Trebuie în plus să nu uiți că în afară de profesori și elevi în școală sunt și personal nedidactic și personal didactic auxiliar, care sunt oameni și care muncesc alături de tine în așa fel încât să fie lucrurile să meargă, să fie bine. Da, așa este. Dacă ați fi din nou la început de drum, să zicem că ați avea 18-19 ani. Tot profesor m-aș face. Asta o vrem să vă întreb. Tot profesor m-aș face, fără niciun regret și fără nicio îndoială, pentru că eu, profesor, am vrut să devin dintotdeauna, de la grădiniță. Este visul meu. Wow, iată un om care și-a îndeplinit visul. Da, un om fericit. Da, se poate spune. Cum ați perceput dumneavoastră ca profesor această relație a cărei interfață a fost tehnologia asta, IT? Foarte dificil, foarte rece. Foarte distantă, dar în același timp depinde numai de tine, cel care ești în fața ecranului, unde vezi numai bulinuțe, să știi să-i faci pe copii să-și deschidă bulinuțele alea, să-i vezi și să ți-i apropii atât cât se poate. Dacă la început, în martie anul trecut, copiii care puteau intra, că în momentul acela era o problemă, abia așteptau să-și deschidă camerele, să ne vedem, să ne e dor de dumneavoastră, ne e dor de școală. După a fost un șoc atunci. A fost un șoc, da. A urmat o perioadă în care imaginile s-au închis și au rămas doar bulinuțe și probabil că și atunci a fost cumva un al doilea șoc când am văzut că lucrurile tot merg din rău în mai rău. După care li s-a făcut dor și au început iară să revină și da, chiar să simtă lipsa școlii și sunt în continuare copii care chiar dacă nu au ore sau au ore în online, când și când vin la școală. Pur și simplu, numai să ne vadă, numai să vorbim, numai să vadă ce se mai întâmplă, să intru un pic în clasă, că le e dor. Socializarea contează foarte mult. Exact, foarte mult, foarte mult le lipsește lucrul ăsta. Și cred că asta o să fie o problemă care o să ne urmărească mult mai mult timp de acum încolo. Chiar voiam să vă întreb, ce va schimba pandemia la această generație de copii și adolescenți? Cred că, în primul rând, socializarea nu va mai fi cea pe care o cunoaștem noi. Din păcate, da. Da. Am văzut-o chiar dintr-un timp foarte scurt de la declanșarea ei. Exact. Copiii uită foarte repede să comunice între ei așa, față în față, și se simt mult mai confortabil în spatele gadgeturilor. Ceea ce nu e neapărat un lucru bun. Din păcate, da. Și în altă ordine de idei, sunt niște generații care vor avea mult de muncă în așa fel încât să recupereze acest an, un an și jumătate aproape, care a fost sau nu prea a fost. Da, da, totul a fost așa, un talmeș-palmeș, trebuie să recunoaștem. Trebuie să recunoaștem profesorii, noi cel puțin am făcut
tot ce ne-a stat în putință, dar și noi suntem limitați. Da, pentru că aici se pune problema și cu programele școlare, care și asta au fost date peste cap. Oricum o să revin aici cu o întrebare, dar un picuț mai târziu. Toate materiile care se predau la acest liceu se pot studia online? Nu. Dacă nu, ce soluție ați găsit atunci? Evident, partea de specializare, de instruire practică, nu ai cum să faci online. Anul trecut, când nu ni s-a permis absolut deloc să mergem la școală, pentru că nu se știa, și înțeleg că a fost o perioadă bulversantă pentru toată lumea, într-adevăr. A fost mai greu pentru că profesorii ingineri, că acolo este cea mai mare problemă, au trebuit să găsească tot felul de soluții din astea online, ba afișe tehnologice, le dădeau copiilor și le discutau, ba tot felul de materiale video pe care le găseau pe internet ca să, eu știu, să le arate ce fac ei acolo la fiecare specializare, sau chiar profesorii făceau acasă pe parte de electric, de electronică, ei se filmau și le arătau copiilor ce și cum, dar până nu pune copilul mâna pe piesă, pe un cablu, să lipească, el nu se poți uită. Să spui că ai făcut... Da, și oricum se uită, pentru că una este când, vorba dumneavoastră, pui mâna pe materialul ăla, stă profesorul lângă tine și zice, uite, ai pus strâmb, pune așa. Exact. Atunci reține, dar așa să vezi video deja... Dar după ce am terminat cu prima parte care ne-a învățat că de fapt putem să facem lucrurile și altfel, ni s-a permis să intrăm în școală noi ca profesori și atunci profesorii noștri au predat din școală. Fiecare din laboratorul dumnealui, unde avea toate materialele, și a fost mult mai ușor pentru că nu... trebuiau să, să facă improvizații acasă, ci aveau la școală toate materialele disponibile. Da. Și a fost un pic mai ușor, după care a venit a treia etapă și mai importantă, care ne-a permis ca la orele de instruire practică să vină copiii în școală sau să meargă la angajator. Și atunci lucrurile s-au rezolvat cumva. S-au mai descongestionat această situație. Dar pe de altă parte, nici pentru ceilalți colegi care predau materii din trunchiul comun nu a fost ușor, pentru că o lecție trebuie să o modifici în așa fel încât să fie potrivită pentru online. Nu este același lucru. Credeți că pe viitor învățământul online va putea înlocui sau va înlocui școala clasică? Eu sper să nu se întâmple lucrul ăsta. Adică ne uităm că, oricum, cel puțin cu această pandemie, cu siguranță vor mai trece, eu știu, încă un an, doi, maxim doi, să zicem. Da? Să sperăm că doar doi. Da, așa este. Prin urmare, este evident că s-ar putea să se mai continue cu această modalitate online. Și atunci ne întrebăm dacă mai marii noștri o să spună, o, ce bine a fost, hai să renunțăm. Ce? Nu credeți că se poate întâmpla asta? Eu sper să nu se întâmple asta, pentru că, dincolo de predat, așa cum vorbeam mai devreme, școala nu înseamnă numai predat și numai învățat, ci școala înseamnă socializare, școala înseamnă să înveți să se comporte într-un grup, să își rezolve niște conflicte față în față sau din contră, să lege prietenii. Nu se poate înlocui școala tradițională întru totul cu școala online. Ar fi, din punctul meu de vedere, o mare greșeală. Da, că se întâmplă, sunt situații în care nu ai altă variantă, este o variantă bună, în așa fel încât să nu se rupă copilul cu totul de școală. Dar ca asta să devină o soluție permanentă, nu cred că este o soluție bună. Cum ar trebui regândite, de exemplu, programele, manualele, metodele de predare sau de lucru, în funcție de ce condiții? Cred că ceea ce noi nu luăm niciodată în calcul, din păcate, este faptul că elevul este beneficiarul real al activității noastre și zic că nu luăm niciodată în calcul, pentru că așa declarativ, bineînțeles că îi punem pe copiii în deasupra, în față. În față. Pe de altă parte, nu știu. Eu nu pot să vorbesc despre toate materiile, ci vorbesc în dreptul din meu. Din perspectiva dumneavoastră, da? Nu sunt destul de readaptate, ca să zic, la noile condiții. Programele sunt foarte stufoase.
Parcă țin cont de copilul de acum 10-20 de ani, nu de copilul de acum. Da. Eu încă predam ceea ce am învățat eu la liceu. Ah, serios? Da. Wow. Ceea ce... Da, era alt nivel atunci. Exact. Și noi încercăm așa, ca din ceea ce avem pe hârtie că trebuie să facem, să adaptăm la zilele noastre. Și nu îi mai dau să citească, nu știu ce... Îi dau și Shakespeare să citească. Asta da? E, Shakespeare. Dar pe lângă un Shakespeare îi dau și ceva actual, ceea ce nu se regăsește în programă, ca să-l fac cumva să înțeleagă că lucrurile s-au schimbat și s-au modernizat și că suntem și noi în pas cu păi cu știți, vremea. Tocmai asta mă face să vă întreb dacă... Și să mă întreb eu și să vă întreb și pe dumneavoastră, credeți că Ministerul Educației are specialiști pentru a face astfel de programe? Ar trebui. A, logic, da. Mult ar trebui. Da. Nu știu care sunt resorturile acolo la Ministerul Educației, dar ceea ce sincer am simțit eu este că ar trebui să vorbească mai mult și cu profesorii efectiv, care sunt la firul ierbii, ca să zic așa. Să fie un pic mai deschiși și la propunerile profesorilor. Pentru că de multe ori sunt niște decizii care se iau și care stăm și ne gândim cum le aplicăm, că nu putem să le aplicăm. Evident că ulterior noi mai facem niște sesizări, le mai spunem că știți că asta mai trebuie un pic schimbată, se mai schimbă, mai apar norme, într-un final lucrurile se reglează cumva. Dar cred că asta ia timp. Dacă s-ar merge mai aproape de profesor, mai aproape de părinte și mai aproape de elev, da, probabil că niște timpi din ăștia morți ar fi eliminați și lucrurile ar merge un pic mai și mai n-ar mai bine. Fi, da, nu s-ar mai crea cele câteodată, nu pot să zic chiar derapaje, dar anumite situații un pic cam confuze, să spunem exact, așa. Da. Și o ultimă întrebare, pentru că din păcate timpul nu ne mai permite. Putem spune că generația care este acum, de exemplu, în clasa 8-a, este o generație de sacrificiu? Și generația trecută a fost o generație de sacrificiu și probabil și următoarea, Aulea. Pentru că noi nu ne adaptăm așa ușor la schimbări. Da. Noi, poate ca profesori, cu atât mai puțin copii, pentru că noi îi modelăm pe copii, un an și jumătate aproape de școală și nu prea, și-a pus amprenta cu siguranță și va trebui să muncim mult și noi și ei și părinții să ajungem cel puțin acolo unde am fost în martie anul trecut. Va fi pentru dificil. Că este foarte greu să-i faci pe copii să înțeleagă că dacă s-a făcut ora 8, ei nu trebuie să mai fie în pijamale, ci să fie măcar cu un tricou, da, în fața camerei deschise și să și ia notițe. Pentru că am avut surpriza ca după perioada de online, când au revenit pentru 2 săptămâni la școală, ei să n-aibă nici caiete. Și atunci am reluat, stai că totuși trebuie să scrii. Faptul că 3 semestre nu s-au dat teze este o problemă. Într-adevăr, era greu să dai niște teze în online. Da, absolut. Să fim serioși, că ei știu cum să... Păi tocmai asta voiam să vă întreb. Acum da. Suntem online, mai pot da. Copia, nu? Adică... Da, așa, da. Nu știu dacă neapărat copiază, dar ei vorbesc între ei și e de ajuns să știe unul că știu toți. Dar pentru teze ei repetau materia din semestrul respectiv și îi ajuta pentru examene într-un final. Da. Acum ei n-au mai repetat nimic, adică a trecut, am luat o notă, bine, gata. Iar am mai trecut. Am mai ascultat o dată, cred că mă ascultați. Ar fi cazul să învăț. Da, e oricum o perioadă destul de dificilă pentru învățământ și pentru copii. Este o perioadă dificilă pentru toată lumea, dar trebuie să înțelegem că doar împreună putem să o depășim. Da. Doar împreună și doar dacă suntem deschiși unii față de ceilalți. Comunicarea este totul până la urmă. Fie că, bine, în contextul actual, comunicarea prin internet
Orice fel de comunicare, dar, atâta timp cât nu rupi legăturile complet. Asta e important. Orice fel de comunicare. Și noi la Liceu Moisil asta am încercat să facem permanent. Să stăm în contact unii cu alții. Pentru că materia până la urmă o recuperezi. Mai devreme sau mai târziu o recuperezi. Da. Nu, asta e problema. Cel mai important este să nu ne rupem unii de alții, pentru că legăturile dintre oameni se refac mult mai greu. Da, din păcate așa este. Doamnă, vă mulțumesc din nou pentru prezență. Îmi pare rău, dar așa de puțin timp. Dar asta e. Și atât de multe de discutat. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă dorim să aveți parte de zile frumoase și să fiți sănătoși.